Deci eu, desigur, nu l-am, n-aș putea să-l aduc. Sunt sceptic față de capacitatea de a recupera toți banii și cu cât timpul trece, cu atât mai greu. Sunt ca picături de apă într-un ocean financiar. Cum am spus comisie, este important ancheta să se focalizeze nu pe să spunem, pe unde a plecat banii, ci de unde au plecat. Adică, fiind identificați responsabili, felul în care au organizat frauda, felul în care au dat și au direcționat mișcările de bani, acolo vor fi găsite. Dacă ne ducem doar unde a fost transferat, este probabil că pentru sistem de praguri și de cascadă banii ăștia să nu mai fie recuperabil. Dar sper eu că va fi și cooperare internațională între autoritățile noastre și autoritățile în jurisdicțiile cărora acești bani au autorizat sau de unde au pornit invers, ca să fie cât mai multă transparență, inclusiv la nivelul băncii centrale, băncii naționale. Considerați că cei care i-au luat se întorc înapoi? Deci banul, totuși, nimeni nu poate să ia în caș o sumă de un miliard. Deci ea, desigur că există o formă fiduciară, adică pe niște conturi. Deci întrebarea este cum s-a ajuns la aceste conturi. Și desigur că realitatea semnului bancar este că există foarte multă informație în bani înregistrată. Dar acest lucru cere timp, cere decizii judiciare, cere un sinte de preparative care vor fi. Acest lucru va fi făcut, dar nu pot exclude, desigur, că o parte de bani va fi greu de se găsi, anume din cauza că sistemul este opac. Dacă nu ar fi fost opac, nici Statele Unite, nici Uniunea Europeană nu s-ar fi luptat cu offshore-urile, că și ei suferă de acele asemenea situații de fraudă sau de netransparență. Asta e. Acum, dacă publicul așteaptă ca nou guvernator să aducă un miliardul,